Halda de zgură de pe platforma siderurgică gălățeană a fost deschisă în anul 1968, odată cu construirea combinatului Sidex, actualul Liberty Steel Galați. În timp, halda de zgură a ajuns să se întindă pe o suprafață de 110 hectare, asigurând depozitarea a peste 50 de milioane de tone de deșeuri, constând în zgură de furnal și oțelărie, resturi tehnologice și de fier vechi. Din 2018 până în prezent s-au derulat mai multe studii tehnice pentru identificarea unei soluții optime pentru închiderea definitivă a haldei de zgură. În opinia experților, închiderea prin autocimentare a stratului superficial de zgură ar fi soluția cea mai potrivită, costurile urmând să fie de aproximativ 2 milioane de euro. Procesul ăsta de auto-întărire l-am descoperit făcând, concret vizite în șantier pe zona haldei de zgură și constatând că acolo unde nu s-a mai lucrat cu utilaje terasiere vreme de, hai să spun, de ordinul a 2 luni, practic a căpătat o crustă, a devenit un pseudociment, deci practic nu mai apare spulberat. Am reprodus acest fenomen în laborator și am constatat că în jur de 2 luni este suficient ca udând această zgură cu apă să constați că ți apare această pseudocimentă. Ca etape intermediare, începând din 2009, deșeurile din combinat nu au mai fost depozitate în halda de zgură, ci au fost incluse într-un proces de reciclare. Pe de o parte s-au recuperat scoarțele metalice, așa zisul fier vechi, iar pe de altă parte au fost dezvoltate tehnologii prin care zgura a fost reconvertită în materii prime pentru industria materialelor de construcții. În paralel, din 2013, s-a trecut la exploatarea sistematică a fierului vechi din halda de zgură, acest tip de operațiuni fiind încredințat unor companii specializate. Zone vaste din halda de zgură au fost deja trecute prin acest filtru de reciclare, iar din 2023 se va trece la faza finală a închiderii depozitului de deșeuri. În continuare, halda de zgură generează fier vechi, bineînțeles. Acum mai avem de procesat doar zonele perimetrale, cele dinspre partea de vest, care se învecinează cu canalul Mălina. Scoaterea de metal nu mai este una cum a fost în urmă cu 5-6 ani de zile, dar cantitățile încă ne ajută în funcționarea noastră și pe lângă faptul că ne ajută, este important pentru noi ca în masa de zgură care rămâne acolo să rămână doar zgură fără conținut de fier. Rapoartele tehnice tocmite de experți sunt în evaluare la nivelul Agenției de Protecție a Mediului Galați și rămâne de văzut dacă soluția halde de zgură prin autocimentare va fi acceptată de autorități.